În cadrul sesiunii de fiscalitate cu tema Probleme dificile ale dreptului fiscal, organizată la USV, a fost invitat și profesorul universitar dr. Radu Bufan, expert contabil și consultant fiscal cu o vastă experiență profesională și una dintre cele mai importante personalități din domeniul fiscalității în România. Tema aleasă de el pentru conferința de la Suceava a fost pretexte folosite la limita legii pentru a colecta impozite. Mie mi se pare că problema nu e atâta de cine produce cele mai multe abuzuri, pentru că comportamente abuzive avem din păcate și din partea agenților economici, dar din păcate avem și din partea unor persoane care au atribuții de control în materie fiscală și sunt foarte multe organe care se calcă pe picioare acum în control. Problema noastră acum, pe care eu încerc să contribui la rezolvarea ei în România, este că în afară de textele legale care sunt destul de sintetice, da, am avea nevoie de o reglementare mult mai detaliată și pe care nu trebuie să o inventăm noi, nu trebuie să inventăm roata. Și atunci ne-am dus să studiem, să vedem, Statele Unite și-au modificat legea federală în 2010, există foarte multe jurisprudență și practică în Franța, în Germania, state cu care noi ne comparăm ca sisteme juridice și încercăm să nu descoperim roata, dar să nu rămânem în atmosfera asta în care fiecare crede că poate să facă ce vrea, da? Adică contribuabilul să exploateze niște lacune ale legislației fiscale și fiscul să folosească o normă din asta generală teoretică pe care care s-o folosească împotriva scopului sau peste sfera ei de aplicare destinată de lege. Deci, cu succes împrumutăm modelele acestea sau încercăm să le împrumutăm sau mai e cale lungă până acolo? Eu zic, este obligație pe care și-a luat-o ANAF-ul la nouul cod fiscal în 2015. Da? ANAF-ul a zis că va scoate norme de aplicare ale acestor dispoziții antiabuz. Ia cred că suntem la 4 ani de la această promisiune și nu s-a întâmplat nimic. Deci eu cred că cineva e în urmă aici și această atribuție în mod normal era Ministerului de Finanțe, că sunt două state diferite, Ministerul de Finanțe și ANAF-ul. Este o perioadă normală, există și a început să existe dialog cu persoanele care au atribuție în materie de reglementare. Din păcate, observația mea este cel puțin în ultimul an, cred că datorită faptului că statul nu are suficienți bani, au apărut niște forme, hai să zic, chiar aberante de presiune asupra mediului economic și niște măsuri care, cum să spun, anulează tot ce știam noi, adică se încalcă niște reguli, de exemplu în insolvență, fiscul poate să execute, să continue executarea și la firmele în insolvență. Ori insolvență înseamnă că stopezi executările silite, adică se depășesc niște limite ale normalității din cauza probabil presiunii care e pusă pe organele fiscale să colecteze bani la buget. Mai sunt bani în țara asta? Nu știu să răspund.